Multă, multă sănătate, prieteni, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi, din nou, o prezentare pe teme de sănătate, zic eu, de o importanță vitală, mai ales în timpurile acestea când bolile decimează oamenii și îngrijorează atât de multe suflete. Sunt atât de mulți oameni care se luptă cu boala aceasta nemiloasă numit cancer, care într-adevăr e o boală teribilă, Devastatoare, și de ani de zile am avut interacțiuni cu atât de mulți bolnavi de cancer, încât lucrul acesta m-a pus să studiez mai mult și mai mult pentru a găsi leacurile de ajutor ce am putea face în astfel de situații. Cu această ocazie, chiar este un preparat deosebit, pentru că alimentația contează foarte, foarte mult. Alimentația este un factor care poate duce la boala canceroasă, și alimentația, de asemenea, e un factor, când este ce trebuie, un factor care ajută la vindecare, la combaterea cancerului. De ce avem un preparat valoros. Mai există încă o salată pe care am prezentat-o, o super salată anticancer. Acum este un alt preparat. Care are ingrediente minune, pot să spun. Fiecare ingredient este calculat în așa fel încât să aibă proprietăți puternice anticancer. Vă familiarizez cu ingredientele, și după aceea povestim puțin despre această rețetă, care seamănă, o puteți numi o pastă sau cum doriți, se poate întinde pe felie de pâine, o puteți mânca cu lingura, nu-i nicio problemă. Avem aici migdale, avem aici usturoi, avem aici ghimbir, avem aici uleiul de in, ulei presat la rece de in, avem fulgi de drojdie de bere, avem miraculoasele semințe de chimen negru, avem puțin sare de mare sau sare de Himalaya, avem puțin lămâie, avem extraordinarii germeni de brocoli, deci semințe de brocoli germinate. Avem aici, și în punga aceasta, aici sunt deja hidratate a, ciuperci excepționale, ciupercile și tache cu proprietăți multiple anticancer. Să începem puțin să povestim despre ele și de modul în care le putem prepara simplu de tot. În realitate, prepararea este a, extrem de simplă, de rapidă. Pasta este nu doar mâncabilă, este gustoasă pentru că ne gândim cum să oferim rețete care să fie, în primul rând, foarte puternice din punct de vedere terapeutic, pentru că urmărim vindecarea unei boli și sunt oameni care spun aș mânca și pământ numai să mă fac bine. Dar sunt și oameni mai sensibili când e vorba de o cură de durată, ne gândim cum să oferim în primul rând ceva terapeutic, mâncare terapeutică, dar apoi să aibă și gust în așa fel încât să puteți în perioada aceasta să o duceți mai bine, să puteți să vă bucurați și gustativ de ele. Uh, migdalele, primul ingredient. Migdalele, o bogăție de proteine sănătoase și grăsimi sănătoase, pentru că bolnavii de cancer, mulți dintre ei fiind o boală consumativă, agresivă, unii slăbesc foarte repede, au nevoie de un suport proteic sănătos. Nu le putem da carne, în ciuda ceea ce se prescrie pentru bolnavii de cancer, să mănânce mult, multe carne ca să reziste tratamentelor agresive, brutale. Nu, proteina animală hrănește tumora, tumora înseamnă proteină condensată, are nevoie de proteine sănătoase. Toase proteinele vegetale le găsim în migdale în cazul acesta și grăsim de calitate, grăsim bune. În plus, o bogăție de minerale, calciu, magneziu și alte minerale valoroase, deci migdalele pot să fie consumate în această boală pentru că, spuneam, bolnavul are nevoie să își păstreze cât de cât masa musculară și să nu slăbească excesiv, să ajungă în cașexie. Migdalele care le vom folosi la o maioneză pe care o facem cu acest pulsator pasator într-un recipient, vedeți, este o porție micuță, se hidratează peste noapte sau un minim de 6 ore, puteți să le curățiți coaja sau puteți să lăsați coaja, dacă le lăsați coaja, sunt un pic mai amărui, dar au mai multe proprietăți. Puteți să puneți două linguri de migdale, se poate pune usturoi care, în plus să vorbesc de proprietățile antiinfecțioase și antitumorale ale usturoiului, sunt dovedite vreo patru grăunți de usturoi, se taie mărunt, se bagă în paharul de mixat, aveți aici ghimbirul, un antiinflamator redutabil și nu uitați, bolile degenerative inclusiv, cancerul se bazează pe inflamație persistentă, cronică, degenerarea țesuturilor implicit în cancer, modificarea lor. Puteți să puneți în funcție de posibilitatea și toleranța digestivă, ar trebui o cantitate mai mare de ghimbir să mâncați zilnic. Puteți pune o lingură de ghimbir ras sau și mai puțin sau și mai mult, dacă tolerați și nu vă deranjează stomacul, tractul digestiv, nu aveți probleme, puteți pune mai mult, va fi un pic mai, mai iute, dar mai cu proprietăți mai intense, dacă nu, măcar cât un grăunte mare de usturoi se toacă cât de cât, după aceea oricum pasatorul o să-l mixeze bine. Nu uitați de ghimbir cu proprietățile lui spectaculoase. Deci avem usturoiul foarte tare antitumoral, din biru de asemenea foarte tare, iar ca caulei alegem acest ulei miraculos din semințe de impresa la rece. Foarte bogat în lignani. Lignanii sunt niște substanțe, niște compuși care sunt antitumoral, mai ales pe cancere hormonodependente, cum este, de exemplu, cancerul, anumite tipuri de cancer de sân. În același timp, grăsimile omega 3, precursori de omega-3 care sunt în semințele de in sunt excepționale în această boală, cu efect antiinflamator pregnant. Deci cel mai bun ulei este uleiul din semințe de in. Dacă nu aveți, puteți să puneți un ulei de calitate, dar vedeți că e foarte des contrafăcut de măsline extra virgin. Luați un ulei de calitate. Se pune aproape o lingură de ulei de IN, în cazul cancerelor hormonodependente, cum e cancerul de sân, puteți să consumați chiar mai mult ulei de IN. Aveți aici fulgi de drojdie, de bere, puteți pune o lingură de fulgi de drojdie, de bere, care sunt extrem de bogați în proteine, aminoacizi propriu-zis, sănătoși, aminoacizi care împreună cu migdalele fac o treabă bună, care să vă mențină masa musculară, dar și o bogăție de vitamine din complexul B, majoritatea vitaminelor B, aveți seleniu care este un alt element anticancer, deci în același timp vă dau și un gust foarte bun. Avem aici chimenul negru, care se poate pune o lingură de chimen negru, o lingură și jumătate, depinde cum, cum doriți, are o tentă un pic amăruie. Dacă vreți mai terapeutic, puneți mai mult, dacă vreți mai gustativ, nu vă limitați, cantitățile pot fluctua în funcție de posibilități și în funcție de ce doriți să obțineți, dar și de toleranța organismului. Ele se râșnesc, semințele de chimen, le puteți pune mai la final, în, după ce se mixează foarte bine ceea ce, celelalte ingrediente cu puțină apă. Așa? Chimenul negru este o vedetă în ceea ce privește puterea lui antiinfecțioasă, antibacteriană, antifungică, antivirală, este aproape de neîntrecut. Aș putea spune că îl depășește pentru că e mult mai concentrat uleiul de oregano, dar nu puteți bea ulei de oregano, fiind foarte puternic. Semințe de chimen negru și există și ulei presat la rece de chimen negru sunt excepționale, deci pe o varietate de agenți patogeni. Și cancerul deseori asociat și cu infecții. Este excepțional imunostimulator, și în același timp are proprietăți antitumorale pregnante pe o grămadă de tipuri de cancer. De aceea, consumați cât se poate de des semințe de chimă negru. Le vom băga în acest preparat. Avem puțină zeamă de lămâie care să. Lămâia are o bogăție de vitamina C și are și proprietăți antitumorale numai prin vitamina C, prezența ei, dar există și alte substanțe. Sare după gust, nu sare odată, luați o sare respectabilă, o sare cu multe minerale. Și... Germenii de brocoli. Brocolii, în plus să spun că ați auzit probabil, mai ales cei care vă luptați cu bolile și mai studiați lucruri legate de nutriție, de sănătate, brocolii în sine este extraordinar de sănătos. Mâncați cât se poate de des brocoli. Crud ar fi grozav sau cel mult un pic aburit. Dar germenii, germenii depășesc cu mult proprietățile care există în căpățâna de de brocoli germenii în ceea ce privește sulforafanul, care este doar unul dintre compușii foarte puternici anticancer care sunt în, în brocoli. E bine, prin încolțire germinare, această explozie de substanțe nutritive este de-a dreptul fenomenală în ceea ce privește diferența dintre căpățâna de brocoli și germeni. Este vorba de 20 de ori de mai mult, până la 50 de ori mai mult sulforafan decât îl găsiți în, în brocoli. Ori germenii se pot consuma foarte repede, deci dacă nu puteți consuma cantității mari de brocoli, ceea ce e greu pentru mulți, mai puteți băga câte o căpățână la suc, dar puteți face prin germinare o explozie de substanțe nutritive. Deci aș recomanda chimenul negru cu, uh, semință, cu semințele de brocoli germinate, cu germenii de brocoli, usturoiul și ghimbirul, ca fiind printre cele mai puternice antitumorale și le puteți consuma foarte des. Germenii se pot mixa împreună cu celelalte ingrediente de care am vorbit. Da? Și aici avem niște ciuperci care sunt nu numai gustoase dar sunt super terapeutice, sunt mai scumpe într-adevăr dacă nu găsiți shiitake, sunt ciupercile acestea asiatice, zona Chinei, se pot cultiva și la noi, la noi sunt destul de scumpe. Shiitake are o poveste mare în spate și o largă documentație științifică în ceea ce privește proprietățile anticancer. Sunt printre cele mai tari ciuperci medicinale, terapeutice, dar în același timp și alimentare. Puteți spune un pleurotus de calitate dacă nu găsiți și uh, shiitake, uh, nu are aceleași proprietăți, dar are și pleurotusul ciuper, uh, proprietății anticancer, nu atât de puternice, așa cum spuneam. Aveți aici, noi le-am găsit, 4-5 exemplare, 4-5 ciuperci sunt suficiente pe care le hidratați preț de o oră și după aceea le puteți infuza. Puneți apă fierbinte, aruncați ciupercile, lăsați acolo câteva minute și sunt gata de folosit. Nu nevoie să le fierbeți nu știu cât. Le tocați mărunt și se adaugă în maioneza în pasta pe care ați mixat-o din ingredientele de care am povestit înainte. Se folosește cât se poate de proaspătă și vă faceți cât doriți. Ideal să o faceți mai, mai proaspăt, vă scoateți germenii de la frigider, lăsați alte ture să încolțiți, puteți și semințe de in, dar trebuie să găsiți proaspete să puneți încolțite, germinate și în felul acesta aveți un preparat final ca o pasta, Am mâncat și credeți-mă că este nu mâncabil, este chiar gustos, îl poți mânca cu plăcere. Și mai ales că mănânci într-un mod inteligent, știind ce valori extraordinare avem aici, și pentru masa musculară, și vitaminizante, dar o grămadă de proprietăți antiinflamatoare și antitumorale, multe dintre ele având în spate o documentație puternică științifică. Vă zic poftă bună și în același timp sper să vă ajute această rețetă, pe unii să preveniți această boală. Alții să vă luptați cu succes cu ea, pentru că, într-adevăr, nutriția contează foarte, foarte mult. Gândiți-vă: mâncăm să combatem celula canceroasă, nu mâncăm să hrănim cancerul, pentru că foarte multe alimente care sunt folosite de bolnavii de cancer, în realitate, facilitează dezvoltarea și metastasarea. În timp ce noi, o grămadă de proprietăți din aceste. Articolele alimentare, în realitate, stopează, frânează boala canceroasă, chiar o combat drastic. Sper să vă fie de folos, prieteni, și vă doresc numai bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă, vi se trimită un impuls de bine, un impuls de curaj, de dorință de viață, de forță de luptă prin această prezentare. Pentru că, într-adevăr, cancerul poate să fie învins. Am văzut, am văzut, am aceste experiențe cu mulți oameni. Dar când mă gândesc la cei care au biruit, care au învins, chiar unii cu mulți ani în urmă, boala aceasta, fără să mai recidiveze, sunt numai oameni care s-au ținut foarte tare de un program terapeutic serios. Cei care au glumit, cei care au ignorat ceea ce înseamnă nutriția, eu nu prea cunosc oameni vindecați. De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar trebuie să ne facem partea noastră în această direcție, mâncând sănătos, mâncând pentru a combate boala. Multă sănătate vă doresc împreună cu bucurie în suflet, pentru că aveți nevoie foarte mult de un tonus psihic bun, de multă bucurie. Doamne ajută!